Bună seara, dragi telespectatori! Ne revedem la emisiunea Viața Gorjului. Eu sunt Aura Stoienescu, realizatorul emisiunii, iar invitatul meu permanent este Cornel Șomâcu, colegul nostru. Bună seara, Cornel, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit atât pe cei de aici de la Ensat, cât și, bineînțeles, telespectatorii. Da, avem o temă drastic, așa, foarte tranșantă, Gorjul punct și de la capăt. De ce am ales această temă? Pentru că tu ai propus-o. Păi foarte simplu, dacă România e punct și de la capăt, a început punctul, să spunem așa, a fost acum un an sau în aceste zile, că nu ne-am lămurit foarte simplu, dar e așa, tradiția e mai lentă, așa, noi mergem, facem lucrurile mai așezat. E normal ca și Gorjul să se reseteze sau să mergem și de la Gorj cu punct și de la capăt. Vedem unde e punctul și ce ar trebui să urmeze în perioada următoare. Am înțeles. Putem spune punct și de la capăt, de exemplu, la Gorj, pentru că acum o săptămână a rămas fără premier de Gorj. Da, este un moment important. Eu îl consider o pierdere pentru județul Gorj, indiferent de disputele care au fost în ultima perioadă, s-a tot discutat despre cât a însemnat Victor Ponta ca premier pentru Gorj, că n-ar fi ajutat Gorjul atât cât trebuia. Este și părerea mea că se puteau face mult mai multe lucruri. În același timp, cred că fondurile venite guvernamentale, vedeam o statistică făcută de un ziar central, Ziarul Financiar, în care vedem că Gorjul este pe locul 2 pe țară ca fonduri guvernamentale investite. De când? Deci pentru pe 2014, da, nu, de pentru anul 2014 era situația. Deci era Ponta premier în 2014, era Ponta premier, destul de important dacă ne gândim la faptul că sunt alte județe cu capacitate economică mult mai mare decât al nostru, chiar dacă și noi suntem destul de importanți. De ce spuneam că e important acest lucru? Cu toate acestea, în privința întregului, să zicem, tuturor investițiilor, ne plasam undeva după locul 20, pentru că noi am atras destul de puține fonduri europene. Deci, cu fonduri europene, alte județe se duceau mult în fața noastră, noi rămâneam la... Noi am luat de la guvern. Da. Deci noi ne-am bazat doar pe fondurile de la guvern, din nefericire. Deci fondurile europene au jucat un rol foarte redus în Gorj. De ce? Probabil că nu suntem atât de abili în a atrage aceste fonduri. Ne-am rezumat la câteva finanțări obținute de gen Consiliul Județean, chiar și câteva și primării. Sau poate mai e o problemă, cred că n-am fost nici acele programe care le-am avut, acele proiecte câștigate, nu le-am dus în regulă până la bun sfârșit. Cred că și aici este o problemă. Probabil vom constata în perioada următoare. Și mă gândesc doar la acel scandal Apa Regio, pe care îl simțim pe pielea noastră și acum, pentru că lucrările din ora sunt destul de întârziate. Și de ce spun acest scandal? E la nivel de țară, nu e vina Gorjului neapărat, dar știm că acea investiție care s-a făcut de reabilitare și care s-a făcut pe Apa Regio e anchetată de DNA la nivel de țară și Gorjul suportă și el consecințele. Cred că și de aici ni se trage că n-am putut să cheltuim mai mult. Și cred că primăriile noastre au un mare handicap, primăriile din Gorj, în a atrage fonduri europene. Logic aș putea spune, dacă am văzut de vreo 2-3 ori în decursul acestui an salariații din primăriile gorjene care sunt chiar pe fonduri, adică se ocupă de accesarea fondurilor europene, care nu știu absolut nimic din ce ar trebui să știe în acest domeniu. Eu mai știu și niște vorbe, cum că există consultanți care cer bani înainte, dar aceste informații nu le-am verificat, de asta nu dau nume și nici nu garantez că este adevărat. Dar atâta timp cât la un proiect la care finanțarea este 100% pe fonduri europene, e vorba de domeniu privat aici, nu de domeniu primărilor, dar dau un exemplu despre cineva care se plângea despre o astfel de situație. Nu garantez că este reală, nu bag mâna în foc pentru cel care a vorbit, nici nu-i dau numele, eu n-am verificat informația, deci nu o spun decât ipotetic. Să zicem. Spunea omul așa, deși era 100% finanțată afacerea, deci proiectul, da? Consultantul cerea mai mult decât îi aloca Uniunea Europeană
și cerea banii înainte, deși banii lui veneau, nu chiar pe toți, deși banii lui veneau și erau eligibili 7% din proiect. Da, adică așa eu zic legea, că da. Este mare procentul. E, în condițiile astea, consultantul zicea, mie îmi dai 10, nu îmi dai 7 și îmi dai înainte. Păi de ce înainte? Pentru că tu poate te răzgândești și renunți la implementare. Ok, dar dacă tu, consultant, ai luat banii înainte, mă mai ajuți la implementare? Asta e prima problemă și mai e o problemă de, până la urmă, de evaziune sau până o plasăm, diferența de la 7 la 10, care nu este eligibilă și cel care ia banii, deci trebuie beneficiarul, trebuie să-i scoată de undeva diferența aceasta și la proiecte mari e o sumă considerabilă. Să-ți dau o veste, beneficiarul a renunțat la finanțare. Era mai logic. Un motiv, dacă așa ceva este real, dacă, să nu zică cineva că de ce n-am făcut un denunț, nu fac un denunț pentru că nu garantez că este adevărat. Nu cunosc nume. Nu fac niciun denunț, însă mă întreb, unul dintre cei care au accesat de-a lungul anilor foarte multe proiecte private pentru Gorj, o persoană care nu locuiește în Gorj, este gorjean ca origine, dar care, pe lângă, deci cei care au lucrat cu el, n-au făcut mare lucru, în sensul pentru alții. Dar domnia sa, din câte știu eu, deține prin intermediul unor rude, cunoștințe, prieteni, diverse pensiuni, diverse alte lucruri în Gorj, toate pe fonduri europene. N-ar fi nici asta o problemă, dar noi mascăm în continuare, și aici e o problemă a Gorjului și cred că aici poate se gândește și organele statului să intervină, pe hârtie avem accesate, avem finanțate foarte multe pensiuni. Deci, cred că sunt cu sutele, cu finanțare europeană. Da, eu zic că ăsta nu e un lucru rău. Păi nu, problema e că nu s-a dorit niciodată să facem aceste pensiuni. Oamenii și-au făcut niște palate pe fonduri europene, pe care hârtie, locuiesc bine mersi și ele, teoretic, ar trebui să fie pensiuni. Se fac niște acte pe șustache, vii tu, ruda mea de la Iași, că vin turism în Gorj sau ceva de genul ăsta, sau nici ajungi, e doar o serie și un număr de buletin, plătim o factură, că îmi convine și mie dacă îmi fac un palat de 10 miliarde, parcă să cheltui anual chiar și 100 de milioane, să zicem, de lei vechi, 10.000 de lei. Cu niște prieteni să-i găzduiesc da, pe la mine. Da, să-i găzduiesc pe la mine, n-ar fi nicio problemă. Și așa mi-am făcut palatul respectiv. Cred că aici e o nuanță de fraudă a fondului. Și eu zic că nu numai asta, este și un pic de evaziune, părerea mea. Avem și un SMS afișat acolo, 0766-314582, cine dorește să intervină prin acest mod. Eu cred că este nu numai asta, ci este și evaziune, pentru că puțin din cei care au pensiune își declară veniturile. Asta, ne mai vorbim de acest lucru. Dar ce vreau să spun cu chestia aceasta? Deci, dacă toți suntem asta, deci Gorjul ar trebui să fie paradisul turismului și nu este. În momentul când ai o problemă de cazare sau un grup mai mare, dacă nu ți-a pielea cei la care te cazezi, pentru că prețurile mai mari decât pe Valea Prahovei, și am mai spus asta și altă dată, și să știți că o spun cei care se ocupă cu, adică cei care sunt beneficiari, unii dintre ei, e problema cealaltă, nu sunt atât de multe cum apar ele pe hârtie. Chiar la nivel de Târgu Jiu vedeam o statistică, adică toți știm și vedem firme, nu știu dacă, să zicem, nu cred că avem 10 pensiuni la nivel de Târgu Jiu, care sunt în oraș. Prin acte cred că sunt vreo 80. Deci destul de multe. Și unde sunt celelalte? Le putem identifica după o adresă, bănuiesc, dar nu știi că funcționează nu știu ce pensiune acolo. Că vila aia e de fapt da, o pensiune. Da, asta e toată chestia. Pentru gazde. Da, arată ca o pensiune, dar ele nu sunt. E pentru gazde. Da. Deci cred că asta e un model de a frauda cumva bine, fondurile europene. Asta ar fi problema, de fapt, pentru că statul român s-a gândit cum să facem noi ca să le luăm totuși banii, să luăm totuși taxe la proprietarii de pensiuni care nu vor să-și declare veniturile și s-au înființat acele impozite forfetare și e un lucru bun, corect din punctul de vedere al statului, și așa ca și la prestatorii de serviciu care uită de asemenea să-și declare veniturile și atunci foarte frumos, frate, ia de aici niște impozit garantați și după aia vezi tu ce faci, cum le învârți. Da, pentru cel care s-a învârtit să-și facă o casă, impozitul forfetar nu e o problemă. Poate plătește o bază. Pentru cel care trăiește din veniturile din turism, să spune, s-ar putea să fie o problemă.
Deci mă refer că nu îi face banii pe bune. Poate îi face, poate nu. Sau poate, da, sau poate îi face. Depinde și de zona unde sunt. Dar asta e paradoxul, cum au fost acceptate aceste proiecte, că de multe ori sunt în zone de nu au legături neapărat cu turismul sau sunt la kilometri mulți de o zonă turistică important. Și acum să revenim la punct și de la capăt. Deci nu mai avem premier de Gorj. La nivel de Consiliul Județean apar tot felul de incompatibilități, care sunt sau nu sunt, și să vorbim acum despre Sabin Cornoiu și despre Gheorghe Porumbel, directorii da, de la Salvamont fi. Și da, de la ar putea Doina fi și da Gorjului. Și o situație. Deocamdată Agenția Națională de Integritate a comunicat săptămâna trecută că directorul Salvamont, Sabin Cornoiu, ar fi incompatibil începând cu... Fiind și consilierul local, județean. Din momentul când a devenit consilier județean, pentru că este director Salvamont. Bine, în aceea situație vorbea presa locală, ar fi, deși este consilier de mai mult timp consilier județean, domnul Porumbel, care nu a fost declarat până la acest moment așa. Și totuși are câteva mandate de consilier și de director. Da, a fost consilier, cred că la Novaci, a fost consilier local la Novaci. Dar oricum s-ar încadra pe aceleași reguli, chiar dacă Doina Gorjului nu e în subordinea Consiliului Local Novaci, de exemplu, ca să fie o problemă. Ce vreau să spun? Are o procedură Consiliul Județean, din ce cunosc eu, prin care a solicitat de fiecare dată când apar pe listă, pentru că intră o listă la început, lista de consiliere mult mai mare și la un moment dat unii dispar de pe listă într-un fel sau altul. Și alții Bun. Urcă de da, se ajunge să chiar dacă, să zicem, domnul Cornoiu n-avea la momentul când a candidat nicio șansă să ajungă consilier județean, prin plecări, prin ruperea USL-ului, prin toate, a ajuns. Există o adresă pe care o face Consiliul Județean către anii, tocmai pe ideea respectivă, să precizeze dacă este sau nu incompatibilitate. Am înțeles că această adresă a fost trimisă și răspunsul a fost că nu există incompatibilitate. Domnul Cornoiu declara presei locale și reproduc ce spunea dânsul, că s-a adresat personal Ani, care într-adevăr i-a dat ceva că nu există cazuri de acest... Adică nu se încadrează ca un caz de incompatibilitate. Stau și mă întreb dacă... Când se întâmplă asta? În 2014, anul trecut. Anul trecut. Când dânsul a devenit consilier județean. Dacă după un an de zile Ani se răzgândește... De fapt, răspunsul anii din 2014 este puțin în dungă, în sensul că spune că nu sunt întrunite condițiile de incompatibilitate. Ok. Și între timp? Între timp, acum spune că s-a ajuns deja la o decizie de incompatibilitate care va fi atacată în injustiție, bănuiesc. Ce s-a schimbat într-un an de zile? Poate conducerea anii? Da, e o problemă. Deci conducerea s-a schimbat. Dar... Nu cred că e normal. Și acum nu că vorbim de domnul Cornoiu. Dar poate... legea s-a schimbat? La Ani nu. Nu. Numai conducerea lui Ani. Deci numai conducerea lui Ani, care e puțin pe la mititica între Fosta. Timp. Fosta conducere. Corect. Bine, nu e posibil. Nu din cauza consilierilor de la noi oricum. Da, și nu, alte motive. Nu sunt alte motive de pe, când avea altă funcție, nu pentru funcționarea la Agenția Națională de Integritate. Uh-huh. Dar stau și mă întreb dacă o instituție serioasă dintr-o Românie europeană poți să iei o asemenea decizie, în sensul, bă, ori e neagră, ori e alb, adică eu mă bazez pe cuvântul unei instituții, devin consilier județean sau pot să devin, nu știu, prefect, pot să devin orice altceva și la momentul ăla mă trezesc că sunt incompatibil. Deci asta e... Păi, se poate, de ce nu? Uite, să-ți dau un exemplu. Trebuie să scriu înainte că este un banc. Da. Să spun înainte ca să nu derutez oamenii. Se duce cineva la medic și zice, doctore, mă doare piciorul de nu mai pot, pune o compresă caldă. Peste o săptămână, doctore, mă doare piciorul de nu mai pot, pune o compresă rece. Păi săptămâna trecută mi-ai spus să pun o compresă caldă. Păi tu ai impresia că medicina n-a evoluat deloc în timpul ăsta. Deci și legislația, anii a evoluat, anii că legislația evoluat. Nu s-a modificat, da, e corectă, e corectă ideea. Da. Acum lăsând gluma la o parte, lăsând gluma la o parte, comparația este perfectă. Da, se potrivește în această situație. N-aș putea să vă spun decât că mi se pare un abuz din partea Agenției Naționale de Integritate dacă acel răspuns de la Ani există. Dar să știți că știu în județ, nu o să dau nume, dar știu instituții, știu persoane care s-au adresat agenției tocmai de a nu călca pe bec și răspunsuri au primit de același gen.
nu întruniți condițiile și ăsta. E adevărat că nici n-au primit până acum, dar pe această... Pe această speță, da, pe această speță a lui Sabin Cornoiu s-ar putea să ne trezim cu multe alte cazuri de acest gen, inclusiv, cum spuneam, cazul domnului Porumbel ar putea fi la fel, pentru că și dânsul conduce o instituție din subordinea Consiliului Județean. Dar, apropo de legea Anii, se referă, din ce știu eu, la oameni din aparatul Consiliului Județean. Ori, aceste instituții sunt separate. Dacă directorii lor sunt și consilieri, dar nu participă la momentul când se aprobă bugetul, practic adică nu are se altă... se abțin la vot, da, pentru acea hotărâre. Da. Practic, în rest, ar întruni condiții. Nu văd care ar fi condiția de incompatibilitate. Bine, nu, să nu fie și altă speță în cazul domnului Cornoiu, am înțeles că doar pentru asta este. Dacă pentru asta este, nu văd incompatibilitatea. Sau, dacă ea există, atunci, practic, o să cadă foarte mulți, pentru că, vă spun, în județ avem directori de case de cultură, cămine culturale, cum se numesc, cred că jumate sunt consilieri locali. Deci e aceeași problemă. Avem directori de școli. Avem directori de școli care sunt și consilieri locali. Și atenție, de la buget. Da, de la ANI s-a primit, sunt directori de școli, de au primit precizarea că nu sunt incompatibili. Da. Mai ales că mai e și o altă problemă, bugetul se aprobă bugetul școlilor în Consiliul Local, dar de fapt vine din altă sursă, deci există și indiferență. O clipă, deci bugetul vine din altă sursă când e vorba de salarii, de transportul elevilor și așa mai departe. Și dar când e vorba de cheltuielile cu materiale, investițiile, acolo nu vine de la bugetul local. Da, nu tot. Atenție, cheltuielile materiale, că de asta este vorba, cheltuielile materiale unei școli vin din acel procent care aduce fiecare copil. Deci, în jur de 25 de milioane medie. Nu de acasă. Urmează, deci primesc de la stat, fiecare școală primește pentru fiecare elev sau preșcolar o sumă. În jur de 2000 de lei. 2500 deci vin de lei la stat și îi distribuie, da, primăria. Da. Deci, și în acest caz e o nuanță. Dar există cazuri în județul Gorj de directori care au primit hârtie de la ANI că nu sunt incompatibili pe aceasta. Deci e clar și s-a primit chiar în instanță. Și chiar și prin instanță s-a câștigat. Adică așa există, că există hotărâri judecătorești. Da, există hotărâri judecătorești definitive. Cred că, dacă, cel puțin în trei cazuri știu eu. Nu o să dau nume celorlalți, dar le știți, sunt cazul de notorietate în Gorj când s-a vorbit de acest lucru. Dar, întorcându-ne la situația aceasta, mi se pare că deschide o cutie a Pandorei. Cum la fel nu o să înțeleg, apropo de chestia asta, îmi spunea unul dintre primarii din Gorj, care din nou, nu o să dai un numele pentru că dânsul speră totuși să câștige cu justiția independentă, care e în proces, are o speță asemănătoare cu a președintelui Iohannis, în sensul că dânsul face parte, a fost declarat incompatibil, făcea parte dintr-o firmă de salubrizare din Consiliul de Administrație. Mulți. Sunt mulți în situația nu, asta. Faza este că... Unii chiar au fost declarați incompatibili, de exemplu, să spunem, primarul de la Dânciule, care a câștigat la înalta curte. Da. După aceea. Corect. Bine, și a apărut... Ion Andronescu. Da. Faza aici este alta, că exact ca și în numele comunei, dânsul a încheiat un contract cu firma respectivă pe care trebuia să-l semneze, că instituția îl semnează automat ordonatorul de credit. Pentru acel contract a fost declarat incompatibil, deși în cazul președintelui în funcție avem aceea situație și domnia s-a fost declarat fără probleme, deci că nu este incompatibil. Și nici nu se poate folosi, avocații domniei sale au cerut în instanță să folosească acest precedent și deocamdată nu poate fi folosit pentru că nu se găsește justificarea acelui, justificarea, motivarea judecătorilor nu este încă regăsit. Da, nu este, nu știu dacă n-a fost publicat, asta nu știu, nu mărturisesc că n-am informația, dar clar nu poate fi folosită și mi se pare din nou ciudat. Vorbeai de ordonatori de credite primari, într-adevăr vreau ca ultim subiect să atingem, apropo de punct și de la capăt, ce vor face primarii, pentru că s-au revoltat câțiva primari din Gorj în momentul în care primarul Piedone a fost arestat pentru că ar fi semnat niște acte pe care nu le-ar fi citit, se spune. Păi se spune că semnează ca primarul, deci avem exact, o chestie în... Exact, și atunci acești câțiva primari din Gorj au declarat în presă că este imposibil să verifici și o
cred că este adevărat, că dacă ei ar verifica cele 50 de acte sau 100 de acte care le vin la semnat în fiecare zi, n-ar avea timpul fizic necesar pentru asta și n-ar mai face nimic altceva. E corect? Nu, păi, acum depinde cum să le verifice. Să meargă la față. Dacă sunt legal întocmite. Păi bun. Și cum își poate un primar, care poate fi tractorist, să spunem, exact, să știe dacă un document juridic este ok? Păi da, ia un document. Da. De regulă, documentele astea fac trimitere la articole de lege. Da. Și ia frumos legea și o cercetează și ia articolul și vede și care articol pe urmă are trimiterea la un alt articol, pentru că legea a fost între timp modificată de 10 ori și zice legea adică putare cu adăugările și modificările ulterioare și așa mai departe. Și te duce într-un hățiș al legii în care și juriștii de profesie se blochează. Deci în niciun caz un om care n-are pregătire juridică, să zicem, sau apropo că verifici, că până la urmă e vorba de chestiile acestea cu ISU. Verifici cum poți să verifici un act? Te uiți în lege că trebuie să aibă aia și, să zicem, anumite lucruri și teoretic îl întrebi pe ăla care a fost acolo la fața locului dacă există chestiile astea. Să zicem că asta s-ar putea face. Asta e mai ușor, dar sunt multe acte care se eliberează. Normal, sunt legile fondului funciar, sunt toate celelalte care nu pot fi verificate la fața locului. Deci asta e o, până la urmă, cade. Pe de altă parte, primarul își face o echipă. Dacă primarul respectiv, deci eu acum sunt avocatul diavolului, cum s-ar spune. Diavolul fiind primarul? Nu neapărat. Dacă primarul respectiv vrea să fie ok, își face o echipă. În care are încredere. Da, pe care se bazează. Ce răspunde în cazul în care nu e în regulă? El? În mod normal, da. Păi nu, el ia momentul de față, dar vedeți că există și o lege a funcționarului public și toate celelalte, în care nu poți să-ți faci tu echipă că vrei. Pe anumite persoane care ai încredere. De multe ori te duci și lucrezi cu secretarul care e de 20 de ani acolo, corect, cu, nu știu, contabilul și... răspunde pentru legalitate, el semnează pentru legalitate, întotdeauna secretarul. Da. De ce nu răspunde el pentru acele acte întocmite? El contrasemnează pentru legalitate, dar din câte s-a văzut, de regulă șeful o pățește. De ce nu răspunde, de exemplu, am terminat emisiunea, o ultimă întrebare mai am, de ce nu răspunde dirigintele de șantier, și am tot întrebat asta și nimeni nu a făcut ce e de făcut, pentru o lucrare pe care el semnează, o situație de lucrări, semnează, da, primare, tu poți să plătești. Semnează și primarul, plătește pe situația de lucrări respectivă pentru o investiție, de exemplu, și intră în pușcărie primarul. De ce primarul? Pentru că acel diriginte de șantier este angajat tocmai pentru a certifica faptul că lucrarea este în regulă. Și el este specialist. De ce primarul intră în pușcărie? Avem cazuri. Pentru că așa sunt legile la noi, din proaste. Păcate. Dar ai voie să spun asta? Da. Bun. Dragi telespectatori, emisiunea s-a terminat. Continuăm săptămâna viitoare, iar Cornel va continua la emisiunea Panoramic. Da. Va continua cu problemele de la nivel național, probabil tot cu punct și de la capăt. Corect. Da. Avem un nou guvern. Avem un nou guvern. Eu vă spun la revedere. O seară bună.